Bună ziua! Îmi cer scuze, dar am întârziat un pic față de programul pe care l-am stabilit. Da, sigur că, în general, un nou eveniment de agribusiness, cum e ferma de familie și cum vrem să arătăm că putem și o fermă mai mică să fie competitivă, ne-a trebuit ceva timp. E o chestiune care, la un moment dat, o să o reglăm în ani. Eu cred foarte mult în agricultura României. Cred foarte mult în dumneavoastră fermieri și vă mulțumesc tare mult că sunteți alături. Încep prin a-i mulțumi în mod deosebit oficialilor care au venit din județ și de la București, domnului Maricel Dima, secretar de stat în Ministerul Agriculturii, domnului președinte al Consiliului Județean, coleg fermier și vine din rândul nostru și este singurul județ din România care are în frunte un fermier și avem așteptări foarte mari, ceea ce înseamnă că vă va obliga foarte mult, domnule președinte. Domnului prefect George Iacob, care cândva mi-a fost coleg la prefectura Călăraș și mulțumesc tare mult că sunteți astăzi prezent. Știu că timpul vă va permite foarte puțin să stați alături de noi. Vă mulțumesc, domnule primar, că ați venit astăzi și n-ați venit în calitate de primar, ci în calitate de fermier și vă mulțumesc tare mult că sunteți alături și o să vă lansez de-a lungul acestei zile și o provocare că ar trebui să facem o cooperativă la noi în comună. Eu cred foarte mult în potențialul agriculturii României. Trebuie să menționez pe colegii mei de la ProAgro și mulți astăzi care au venit, mă uit aici la Adrian Rădulescu, Ștefan Pădure, doamna Munteanu, Viorel Marin, Costel Olteanu de la CNPR. Eu împreună cu voi putem să schimbăm mentalități, putem să facem politici agricole și nu politici agrare, cum în mod natural se practică. Eu cred foarte mult că trebuie să schimbăm paradigma și să nu mai antagonizăm fermele mari cu fermele mici. N-am uitat și mi s-a făcut semn din sală, dar n-am cum să uit un prieten care atunci când nimeni n-a crezut în Emil Dumitru, era singurul care scria despre Emil Dumitru, este vorba de agrointeligența și Vlad Macovei și îi mulțumesc pe această cale că scrie corect despre ceea ce se întâmplă în agricultura României. Dragă Vlad, o să rămân întotdeauna un prieten, indiferent de ce spun alții, și cred foarte mult în politica ta editorială. Mulțumesc Monsanto România, mulțumesc De Kalb, că mulțumesc Gabi Ghiță că ai făcut foarte multe drumuri și te spun la mulți ani, pentru că este ziua lui Gabi Ghiță astăzi, ziua la mulți de naștere. Ani, la mulți ani. Și voi, echipa Monsanto, tu, domnule director Stanciu, care ai avut încredere să accepți o provocare să facem un nou eveniment de agribusiness, ferma de familie în parteneria cu Monsanto. Am și muncit suficient și o să vedeți în câmp împreună cu echipa Monsanto ceea ce am făcut. Nu pot să uit să nu-l menționez pe Mihai Marinescu, căruia îi mulțumesc în mod deosebit pentru sfaturile pe care ni le dă. Să-i mulțumesc și domnului Viorel Sârbu, care este unul din prietenii mei de bază și ne ajută mereu. Și Ionuț Lupu tocmai s-a întors de la Arad. Știu că o să-mi spui vești proaste despre ce s-a discutat despre Emil Dumitru și declarațiile mele, dar nu e nicio problemă, schimbăm impresii. Dacă v-am uitat pe cineva, vă rog să mă iertați. Vă urez la mulți ani tuturor mariilor și marinilor. Și eu cred că, dincolo de discuțiile astea,
Mihaela, te rog să preiei tu comanda și să-l anunțăm pe domnul director, care înțeleg că n-a avut niciodată în 8 septembrie vreo zi liberă. Asta înseamnă că nici la anul, dacă vom împământeni chestiunea asta, nu veți avea. Să ne spuneți dumneavoastră din punct de vedere tehnic ce greșeli și ce plusuri am făcut la noi în platformă și să schimbăm opinii și să discutăm liber fără probleme. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Emil! Bună ziua tuturor! Vă spun și eu, Mihaela Vasile, reprezentant compania Monsanto. Pentru noi este o adevărată onoare de a fi astăzi alături aici împreună cu domnul Emil Dumitru pentru a vedea și găsi împreună soluțiile de dezvoltare ale țării noastre și a deveni cât mai profitabil într-o lume competitivă. Pe scurt, pentru că suntem puțin întârziați, aș vrea doar așa să scot în evidență aici, în partea dreaptă, căci Emil a făcut să scoată în partea stângă echipa de calb. Eu îmi permit să vă anunț că în partea dreaptă a scenei se află întreaga familie Dumitru, cea care împreună cu Emil au dezvoltat în fiecare an cât un pic această fermă și astfel ne regăsim astăzi aici cu eforturi destul de mari pentru a realiza acest eveniment. Programul zilei de astăzi este așa. O să vă invităm în câmp împreună cu Gabi Ghiță, directorul de vânzări pe zona de sud-est, pentru a vă povesti despre această platformă de porumb convențional și care sunt estimările de producție și care au fost verigile tehnologice utilizate. Apoi vă vom invita înapoi în cort pentru a sta de vorbă împreună și a avea o discuție cât mai interactivă împreună cu Emil, să aflăm despre istoria fermei de familie Dumitru, cu colegul meu Daniel Stanciu să aflăm despre activitatea Monsanto și cum putem fi alături prin soluții optime pentru fermierii din țară și nu numai. Sperăm să ajungă și Alina Crețu de la PPR ca să ne spună câteva cuvinte din partea Asociației Tehnice de Porumb. Îl vom invita și pe domnul secretar de stat Dima să ne ofere câteva detalii și sperăm că și domnul președintele Consiliului Județean va rămâne alături de noi, domnul Iliuță, să ne anunțe câteva cuvinte. Ulterior, și vă invităm, de fapt, vă vom invita pe toți cei de aici să aveți o mică interacțiune scurtă de 1-2 minute și orice părere să fie spusă aici, dezbătută în mod deschis. Un alt lucru, pentru că porumbul este folosit foarte mult în gastronomie, o avem aici pe Jessica Zamfir, Masterchef, care a câștigat în anul 2014 programul de Masterchef de la ProTV și o să ne facă o demonstrație gastronomică, iar în final o să vă invităm să serviți masa și să participați la concursul Roata Porumbului. Ați primit fiecare fermier cât un talon de participare, vă rugăm să-l completați și apoi o să facem o extragere de 8 premii. Cam acesta este programul, sperăm Iartă-mă că am mai uitat două lucruri. Da. Am uitat să o prezint pe buna noastră prietenă Cristina Cionga, căreia îi mulțumim pentru efortul pe care l-a făcut să ajungă. Și mulțumim, Cristina! Este de la Pioneer, dar asta nu înseamnă că nu putem fi prieteni. La nivel de industrie suntem o echipă. Și vreau să vă prezint un fermier de care sunt mândru din județul Călăraș. Este vorba de domnul Alexandru Baciu. Și vreau să-i mulțumesc foarte mult că a făcut efortul să vină și, domnule Baciu, sunteți un model pentru ce înseamnă zootehnizarea României și dacă cei de la minister nu vor mai avea surzenie selectivă, să vă întrebe cum ați reușit și eu cred foarte mult în potențialul dumneavoastră. Sunt onorat să fiți astăzi alături de noi. Vă mulțumesc! Mulțumesc și eu, Gabi, urându-ți încă o dată la mulți ani. Mulțumim pentru atâția ani de zile celebrați de 8 septembrie cu muncă. Îți urăm sănătate și tot ce e mai bun, iar acum îți urăm succes și invităm toți invitații să meargă alături de Gabi să afle despre platforma de porumb aflată în stânga noastră. Vă mulțumesc frumos! Vă spun încă o dată bine ați venit. Știu că este o perioadă destul de
dificilă pentru dumneavoastră să vă rupeți din fermă. Cum am ajuns să facem această platformă? Pentru că ați fost obișnuiți până acum să vedeți câmpuri la fermieri mari, tehnologie intensivă spre super intensivă. A fost, dacă vreți, un pariu pe care l-am acceptat. Un pariu care a venit din partea domnului președinte și a spus: domnule, vreau și eu să obțin producții de peste 10 tone la porumb. Și atunci am stat un pic de vorbă, am văzut ca ce tip de tehnologie se practică în fermă, ce tip de utilaje, și am agreat să facem o platformă, dar o platformă, dacă vreți, un pic mai diferită față de ceea ce avem în mod curent. Pentru că am spus să fie o platformă care să reprezinte, dacă vreți, un fermier mediu, un fermier mic, o platformă care să reprezinte tehnologia dintr-o asemenea fermă. De aceea am luat în calcul o suprafață reprezentativă. Dacă până acum vă obișnuiam să avem undeva 6-8 rânduri pe fiecare hibrid, în momentul ăsta am zis să avem undeva la 4-5 hectare pe fiecare hibrid. Fiind în zona de baltă, cu siguranță hibrizii pretați și hibrizii care pot, dacă vreți, avea producții de peste 10 tone, sunt hibrizii semitardivi. De aceea am selectat din portofoliu un segment de hibrizi semitardivi, respectiv 4 hibrizi, undeva grupe FAO 400-450. De ce? Pentru că fermierii mici de obicei nu au posibilitatea să recolteze la o umiditate mai mare, și atunci, recoltând la o umiditate cât mai aproape de stas, trebuie să avem niște hibrizi care pot ajunge la maturitate cu o umiditate de 15%. De asemenea, un pic la o parte ca să facem loc la mașină. De asemenea, ne-a interesat să avem un hibrid care se pretează, sau să avem hibrizi care se pretează la recoltatul mecanizat care se practică în această fermă. Mă rog, una peste alta am ajuns la ceea ce vedeți în câmp. De cum vă spuneam, avem 4 hibrizi, 5141, hibridul care anul trecut l-ați văzut la Ziua Porumbului, hibridul care a avut performanțe deosebite, a fost hibridul numărul 1 din platformă. 5068, un hibrid, dacă vreți, drag mie, un hibrid care vine ca și înlocuitor la 5276 și 5222, hibrizii deja consacrați. Un alt hibrid, 5031, a fost, dacă vreți, oarecum preferatul domnului președinte, pentru că l-a avut în cultura anul trecut și a fost plăcut impresionat de cum a plecat în vegetație. Și am ales ultimul hibrid, un hibrid, dacă vreți, un pic mai timpuriu, mai aproape de 400 FAO, dar un hibrid care are o caracteristică și o să o discutăm în momentul în care o să ajungem acolo. Semănatul am făcut în epoca optimă, dacă nu mă înșel, undeva în jur de începutul lunii aprilie, dar pentru toate detaliile de ce s-a întâmplat în câmp o să îl dau pe domnul președinte să vă spună, după care o să preiau eu. Mulțumesc, Gabi. Sigur că absolvenții de drept, care nu sunt și absolvenți de agronomie, mai fac și greșeli, dar asta nu înseamnă că, în general, pentru reprezentarea intereselor fermierilor nu e loc și de absolvenți de drept. Da, ideea este următoarea. Când am stabilit că vom face această platformă și ți-am lansat provocarea și greu a venit răspunsul, e adevărat, trebuie să recunosc, m-am pus pe treabă și am avut ca premergătoare Rapița. Imediat am scarificat. După ce am scarificat, am trecut la o lună aici și am văzut că era atât de tare terenul încât am luat hotărârea să mai scarificăm încă o dată. Am ales o variantă destul de nefericită, spun eu, pentru că crescând pânza freatică, suntem la aproximativ un kilometru de Dunăre, ne-am trezit în primăvară că începuse să izvorască apa din pământ. În fine, am trecut și peste provocarea asta, am pregătit terenul excesiv, spun eu, de fapt tu spui excesiv, eu am zis că e ceva normal, dar așa este, ai avut dreptate. Și am semănat și când să semănăm, nu mai am avut tractorul de semănat pentru că s-a stricat, în fine. A trebuit să apelăm la domnul Sârbu să ne dea un tractor să semănăm. Am semănat în 12 aprilie, tu mi-ai spus că va ploua, a plouat, bineînțeles, a doua zi,
a plouat 120 de litri în 3 zile și am avut temperaturi cu minus 1 grad, minus 2 grade, dacă nu mă înșel, dacă memoria încă îmi funcționează corect. Și bineînțeles că, ca să vă spun așa pe scurt ce am aplicat pe platforma asta, am aplicat direct la sol cu mașina de împrăștiat îngrășăminte 200 de kilograme de complexe 20-20-0. La semănat am utilizat un starter microstar 20 de kilograme pe hectar și 180 de kilograme de azotat de amoniu. În vegetație am efectuat o prașilă mecanică cu 175 de kg de azotat de amoniu. Acum presa, dacă faceți repede calculul substanței active ca să vedeți dacă respect bunele condiții agricole și de mediu, vă spun că am făcut și cartare, ca să nu fie discuție. Și am aplicat două tratamente foliare și aici Mihai Marinescu sigur că vă poate confirma, unul cu Vuxal Zinc, pentru că a ieșit destul de rău după perioada aia de foarte, foarte frig și foarte multă umiditate, și un Azospeed 5 litri pe hectar. Iar din punct de vedere al erbicidelor, noi rămânem consecvenți la ceea ce ne-a dat rezultate. Este vorba de Adengo, post-emergent timpuriu și un Mustang pentru frunză lată. Și cam asta a făcut juristul din mine pe platforma de porumb și sigur că dacă la anul o să continuăm povestea, cu siguranță vom mai încerca să îndreptăm din erorile tehnologice. Ceea ce vreau să vă transmit dumneavoastră celor din presă este că Emil Dumitru, președintele ProAgro, este fermier și lucrul ăsta se vede aici în câmp. Vă mulțumesc! Este o întrebare foarte bună, sigur. Noi am semănat, dacă nu mă înșel, Gabi, undeva la 65.000, dar acum, probabil că după ce am mers aici, sigur, este o zonă unde am avut băltiri, mai încolo este mai bine, undeva la 54.000 de plante în momentul de față le avem. Da, cum vă spunea Emil, am semănat 65. Eu i-am spus că a pregătit terenul prea excesiv pentru că efectiv era praf, adică acolo în drum unde a încălcat este parcă mai, dacă vreți, cu un pic mai multă structură. Deci terenul era efectiv praf. Și i-am spus, zic, o să semănăm, dar se anunță niște ploi și cu siguranță o să avem mari probleme cu crusta. Și vă dați seama că la peste 100 de litri, terenul ăsta este minunat de baltă, face crustă și la 15 litri. La peste 100 de litri am avut o, dacă vreți, un necaz mare în momentul în care am venit în câmp și am văzut ce s-a întâmplat. Fiind și zonă de baltă, am mai avut și niște porci, că sunt aici și este habitatul lor. În momentul ăsta, densitatea medie din câmp este undeva la 54-55.000 de plante. Dacă vreți, facem și o evaluare de producție. Este, dacă vreți, un pic sub ceea ce recomandăm noi, dar discutăm de condiții concrete, condițiile reale din fermă și cred că asta este cel mai important. Asta este realitatea pe care o avem în teren. Noi am făcut niște evaluări de producții. Sunt hibrizi care, pentru că avem 4 hibrizi, cum vă spuneam, hibrizi care producțiile sunt undeva la 10 tone 800, 11 tone, dar sunt și hibrizi care sar de 11 tone, poate chiar aproape de 12 tone. În momentul ăsta, cu siguranță, peste o săptămână, două intrăm la recoltat, pentru că umiditatea ieri era de 19,4-19,7. A fost o provocare. Am venit în câmpul ăsta de foarte multe ori, pentru că în primăvară, în primele faze de vegetație, arăta rău, arăta densitate foarte mică, a plecat foarte greu pentru că temperaturile alea de minus 1, minus 2 grade l-au făcut să stagneze. După care, în 7-8 frunze, a început deja să acopere bine terenul și cu siguranță atunci am putut să decidem, ok, mergem mai departe și continuăm ceea ce am început proiectul. Ca să revenim la hibrizi, avem DKC5141, este un hibrid semi-tardiv, dacă vreți, este cel mai tardiv hibrid din această platformă. Și cum vă spuneam, am ales acest hibrid pentru că are câteva caracteristici. În primul rând,
reacționează foarte bine la condiții mai grele și discutăm de semănat timpuriu, semănat în condiții de grele și discutăm de zonă de baltă și automat este un hibrid care, datorită caracteristicilor pe care le are, se pretează pentru această zonă și potențialului de producție. Nu, cum vă spuneam la început, nu în ultimul rând, viteza de pierdere a apei la acest hibrid este una foarte bună și o să vedeți, deși este cel mai tardiv din platformă, dacă vă urcați sus pe dig și vedeți câmpul în ansamblu, o să vedeți că este unul și din cei mai uscați ca și foliaj și ca umiditate. Este hibridul, deși vă spuneam este mai tardiv, are umiditate mai mică față de celălalt hibrid care îl urmează. O altă caracteristică a acestui hibrid este calitatea boabelor. Poate că nu puneți foarte mult accent în momentul ăsta și toată lumea se gândește la producție, dar eu vă spun că într-un an cu infestare puternică de dăunători, și aici discut de Helicoverpa și de Ostrinia, calitatea boabelor poate fi una care va face diferența în ceea ce privește prețul de comercializare. Acest hibrid are o tentă de semisticlozitate, are o vigoare foarte bună la răsărire în primele faze de vegetație și de asemenea o toleranță foarte bună la semănatul de vreme. Noi recomandăm semănatul undeva când temperaturile în sol sunt la 7-10 grade în urcare. Dar nu vă ascund faptul că fermierii seamănă și anul, și știți foarte bine, s-au semănat la 5 grade, la 4 grade și nu am avut probleme în ceea ce privește, dacă vreți, vigoarea și colorarea. Pentru că ăsta este primul indicator. În momentul în care vine frigul, hibridul se colorează în violet și este stresat. Perioada asta coincide și cu aplicarea erbicidelor. Vă faceți griji că îl mai stresați și cu erbicidele, dar vă spun că la hibrizii, cel puțin la hibrizii din platformă, nu avem acest efect. Seceta atmosferică așa este, a influențat anul ăsta destul de mult, dacă vreți, sau a limitat oarecum producție la porumb. Pentru că acum vreo lună de zile porumbul era verde, era frumos, mergeam pe câmp și ziceam că o să recoltăm în octombrie, că o să recoltăm prin noiembrie, dar la săptămâna aia cu 41-42 de grade pe care am avut-o, efectiv mi-am mers peste o săptămână în câmp și nu recunoșteam. Și o să vedeți la toți hibrizii pe care îi aveți în cultură, dacă luați un ștulete și încercați să mișcați, o să miște boabele pe el. Pentru că 41-42 de grade a dus la întrerupere, a dus imediat la forțat să ajungă la maturitate fiziologică. Și atunci, imediat am avut, dacă vreți, o pierdere de producție, pentru că el, ca și plantă, ca și stadiu vegetativ, mai putea să mai ducă cel puțin două săptămâni lejer din cum arăta ca și plantă. Bun, am ajuns la 50-68, vă spuneam că este preferatul meu. Este preferatul meu din două considerente. Este înlocuitorul sau, dacă vreți, pentru, din punctul meu de vedere, este combinația perfectă între 5276 și 5222. A luat stabilitatea lui 5276 și producțiile lui 5222. Deci, din punctul meu de vedere, este unul din cei mai stabili hibrizi pe care îi avem în portofoliu. Dacă vreți, diferența între 5141 și 5068, din punct de vedere al maturității, nu este una foarte mare. Discutăm de o zi, două la înflorit între cei doi hibrizi, dar diferența este dată de, în principal, vă spuneam, de stabilitate și de grosimea ștuletelui. La acest hibrid veți întâlni frecvent 18 rânduri, 20 de rânduri de boabe. Este un ștulete mai cilindric. Din estimările mele în platforma asta, este hibridul care se apropie de 12 tone în momentul de față și probabil că va fi hibridul care va fi câștigător din ceea ce am văzut eu în estimările pe care le-am făcut. La fel ca și 5141, se pretează foarte bine pentru tehnologie medie spre intensivă, deși aici suntem la, dacă vreți, o fermă mică. Ați văzut că tehnologia aplicată este una pentru o fermă medie spre intensivă, pentru că, din punctul meu de vedere, și cred că sunteți de acord cu toții, nu se pot obține producții de peste 11 tone fără să vii cu o tehnologie adecvată și cu, dacă vreți, tot ce înseamnă genetică.
Pentru acest tip de ferme sau pentru fermierii care utilizează densități mici, o altă caracteristică pe care o avem este faptul că ștuletele se reglează foarte bine mărimea. Și spunem noi, sunt așa numiți hibrizi cu ștulete tip flex. Adică, la o densitate scăzută, el își crește mărimea. La o densitate mai mică, mai mare, el își, dacă vreți, își scade. Dar sunt și hibrizi în general care se pretează pentru condiții intensive, hibrizii care, indiferent de densitate, el își păstrează mărimea ștuletului. Și atunci este foarte important, când alegeți un hibrid, să alegeți hibridul corespunzător tipului de tehnologie, pentru că dacă mergeți cu un hibrid intensiv pe o densitate de 60.000, o să pierdeți. Este clar că hibridul ăsta, sau dacă vreți, este păcat să nu folosiți acest hibrid într-o tehnologie intensivă, într-o densitate mai mare, pentru că el își menține dimensiunea ștuletului indiferent de densitate. Și atunci este bine să discutați cu reprezentanții de vânzări, să vă dea mai multe detalii despre tipul de hibrid și pe care îl folosiți. Acest hibrid are undeva la 100 RM, asta înseamnă maturitate relativă, deci de la răsărit până la maturitate fiziologică trec undeva la 100 de zile, 100 și ceva de zile, este, cum vă spuneam, o maturitate relativă. Este pariul meu în această platformă, este pariul că va fi cu producții de peste 12 tone. Mergem mai departe la următorul hibrid. Avem un hibrid care anul trecut a fost preferatul domnului Emil, pentru că l-a avut în cultură și a plăcut cum a reacționat, cum a plecat în vegetație, cum a fost, dacă vreți, ca și start. Și atunci a spus, eu vreau să continui cu acest hibrid, să-l am în continuare, să-l am sub observare. Motiv pentru care îl avem aici. Eu aveam o altă variantă, dar datorită faptului că deja era un istoric cu acest hibrid în fermă, am decis să mergem cu el mai departe. Cum vă spuneam, principala caracteristică a lui este că din grupa sau din hibrizii noi pe care i-am băgat în portofoliu, este cel care are o vigoare foarte bună și are un start exploziv la plecarea în vegetație. Este un ștulete la fel cu o calitate a boabelor destul de bună pentru grupa asta de maturitate. Este undeva la începutul, dacă vreți, la începutul FAO 400, deși este la fel ca celălalt, dacă vedeți, ca și grupă FAO, acest hibrid are o viteză mult mai bună de pierdere a apei comparativ cu 50-68. Deci ajunge, dacă vreți, recoltați undeva cu o săptămână mai devreme decât 50-68 cu aceeași umiditate. Acum, nu știu cât de mult este important, dar vedeți că și chiar și în această fază, stay green-ul acestui hibrid este foarte bun. M-a întrebat cineva mai înainte dacă nu cumva stay green-ul influențează negativ asupra umidității la recoltare. Nu influențează, pentru că planta nu este atât de suculentă în momentul în care intră în combină să elimine atât de multă apă ca să fie umiditate de împrumut. Și atunci frunza aia care este verde nu are atât de multă, dacă vreți, apă care să ducă la umiditate de împrumut. Pe de altă parte, este o caracteristică pozitivă, pentru că cu cât foliajul se prelungește sau viața sistemului foliar se prelungește, cu atât perioada de acumulare este una mai mare, și atunci putem evita chiar și în anii mai dificili. Și aici discut de arșiță, discut de arșiță în principal, nu apare atât de puternic și stăvirea la acești hibrizi care au un stay green foarte bun. O să-l vedeți, chiar îl avem anul ăsta, este deja al treilea an în comercial, a crescut destul de mult ca și volume. Deja știu fermieri care au început recoltatul la acest hibrid cu producții de peste 12 tone. Acum, să fim și realiști, anul ăsta cred că la porumb, sau nu numai la porumb, cred că anul agricol este unul de excepție și discut doar strict de vreo 2-3 județe.
Pentru că dacă discutăm la nivel național, situația este cu totul alta. Vă spun că pe Timiș Arad s-a început recoltatul la porumb cu producții sub o tonă și producții până la 6 tone. Sunt zone din Moldova unde producțiile probabil la porumb nu vor depăși 5 tone. La floare toată lumea avea așteptări că se vor face producții de 4 tone cel puțin și vedeți că cine face 3 tone jumătate deja se poate considera un fericit. Așa că pentru zona asta producțiile de 10-12 tone sunt producții, dacă vreți, hai să nu spunem normale, dar nici ieșite din tipare. Mergem la ultimul hibrid. Eveniment, după ce semănă o platformă, o zi, două, vine ploaia. Da, pentru rapiță este vital, pentru că e nevoie de măcar de 10 litri de apă ca să avem o răsărire uniformă. Mare atenție la rapiță, să nu uitați de tratamentele cu insecticid și tratamentele cu erbicid pentru samulastră, pentru că deja am văzut câmpuri foarte verzi, dar nu de rapiță, sunt câmpuri verzi cu samulastră și mare atenție că furecii deja își fac de cap bine, adică supravegheați-vă culturile pentru că este păcat. Potențial de producție la rapiță știți foarte bine că este, potențial dacă vreți și din punct de vedere al profitabilității este unul foarte ridicat și e păcat să nu verificați, să nu vă controlați câmpurile. Bun, ultimul hibrid, 49-43, dacă vreți este cel mai timpuriu hibrid din platformă. Și este hibridul care, dacă vreți, se pretează pentru acest tip de fermier, pentru fermierul mediu și mic. Și de ce? Vă spuneam mai înainte de hibrizii ăștia tip flex. De ce este hibridul care are cea mai bună capacitate de a-și regla mărimea ștuletului? Și atunci, în momentul în care apare sau este un fermier care dorește să semene la o densitate mai mică, pentru că nu își permite să aplice îngrășăminte mai multe, nu își permite, știți foarte bine, sunt o grămadă de factori limitativi, atunci este hibridul care răspunde cel mai bine la aceste condiții. Poziționarea lui la nivelul companiei este hibridul care produce foarte bine sau este foarte stabil pentru fermierii care țintesc product între 7 și 9 tone. Deci este hibridul ideal. Dacă îți dorești producții de 7-9 tone și fără prea multe griji, este varianta pe care vă oferim. Dacă doriți producții mai mari, ați văzut că deja... E normal, domnul director. Domnul director care ne-a imprimat un pliant în care ne spune că dacă semănăm până în 60.000 de plante, este producție de boabe, riscăm să avem producție sub 7 tone, trebuie să schimbați pliantul la anul și aici discutăm de o producție probabil de 10 tone minim, motiv pentru care cred că ați greșit în minus și trebuie să puneți în plus. În general, firmele au dorința să hiperbolizeze producțiile, de data asta nu este cazul că discutăm de o fermă de comercial, mică e adevărat, Gabi, și de asta îi lansez provocarea domnului director Stanciu să ne explice un pic care a fost raționamentul pentru care a trecut în pliantul înmânat fermierilor ca în cazul în care semănăm sub 60.000 de plante, producția este sub 7 tone. Domnul Dumitru, ca să fim oficiali în continuare, dați-mi voie să răspund. Cum probabil o parte dintre dumneavoastră ați observat, noi deja facem o promovare și o, să spunem, din punct de vedere tehnic, o poziționare a produselor în funcție de mediu de cultură. Da? Vorbim de mediu scăzut, mijlociu și ridicat. Domnul Dumitru face trimitere practic la faptul că dânsul a folosit o densitate mică. Dacă e să explicăm ce înseamnă mediul de producție, nu doar densitatea intră în calcul, ci și condițiile agrotehnice, da? Tehnologia pe care dumneavoastră ați folosit-o, care este o tehnologie totuși peste nivelul scăzut sau peste mediul scăzut de cultură, da? Densitatea, într-adevăr, am văzut că a fost impactată de condițiile meteo, da? Vorbim de această crustă,
Da, și faptul că densitatea este mult prea mică, să fim sinceri față de ce ne-am fi dorit. Dacă ne uităm, totuși aspectul ștuleților este unul bun. Potențialul de producție, da, vorbim de peste 10 tone, chiar dacă noi la o densitate scăzută spunem că s-ar putea obține, noi nu avem acolo recomandarea sau nu arătăm limitarea hibrizilor încă o dată. Deci mediul de producție nu înseamnă că dacă dumneavoastră puneți 52.000 de plante veți obține maxim 7 tone. Nu, pe baza experiențelor pe care noi le-am avut, am observat că în medii scăzute de cultură, la densități mici, da, din vari motive, în special fermierii folosesc densități mici de, din cauza secetei, da? Adică știm vorba veche românească pe care noi încercăm să o schimbăm, rar umple carul, noi venim acum cu o plantă în plus, face diferența, adică densitatea ridicată vă poate duce la producții mult mai mari. Așadar, era doar o, cum să spun, nici măcar o recomandare. Noi încercăm să explicăm, n-am făcut-o foarte bine, asta pot să recunosc. Intervenim acum în acest nou catalog și venim cu explicația mediului de cultură, tocmai pentru a nu fi greșit conduși la ideea că vom obține doar o producție de doar 7 tone. Avem dovada aici că se poate obține mult mai mult. Chiar dumneavoastră, dacă aveați 65.000 de plante, producția era mult peste 10 tone. Cum deja foarte mulți fermieri din zona Ialomița Călăraș vor obține anul acesta, chiar la hibrizi semitimpurii, da, producții de 13-14 tone cu genetica de calb. Am răspuns sau încerc să lămuresc pe cât posibil această neînțelegere din partea dumneavoastră, da? Producția putea să fie mult mai mare dacă densitatea era mult mai mare, pentru că tehnologia, fertilizanții pe care dumneavoastră i-ați asigurat culturii, pe când și aportul freatic, ținând cont că suntem și lângă Dunăre, da, automat pe noi ne mută din acest mediu scăzut de cultură. Dumneavoastră n-aveți un mediu scăzut de cultură, să fim sinceri, da? Dumneavoastră, dacă folosiți o tehnologie și mai adecvată sau îndepărtați aceste probleme pe care le-ați avut în perioada semănatului, cu siguranță veți putea obține producții de 13-14, dacă nu chiar 17 tone. Vă rog. Director de vânzări. De marketing. Aveați probleme cu vânzările. Da, noi avem probleme cu vânzările și voiam să știm dacă Monsanto cumpără porumb. Monsanto nu cumpără porumb, doar vinde porumb, dar putem să vă ajutăm în această linie, să spunem, cu anumite... Nu am făcut încă analizele, o să vedem ulterior ce rezultă la analize. Când începem și recoltatul, venim și vă oferim toate aceste informații. Gabi, te rog, dacă mai ai ceva de spus, dacă... I-am pus întrebarea cum rezolvăm ostrimia. O rezolvăm și pe aceasta, dacă aveți echipamente... Da, ostrinia este o problemă poate minoră, poate majoră. Este o problemă reală, vizibilă, oriunde și nu numai ostrinia, discutăm și de Helicoverpa. În momentul ăsta nu prea, sau avem soluții, dar foarte, foarte greu de aplicat. Și discutăm de tratamentele în vegetație, discutăm de tratamentele la apariția panicului sau înainte de apariția panicului imediat, dar sunt foarte greu de aplicat pentru că nu toți fermierii beneficiază de utilaje care să poată să facă tratamentul în, în perioada respectivă, pentru că acele spidere, acei autopropulsate care pot face tratamentul ăsta nu sunt, nu se găsesc în orice fermă și este, este dificil. Să știți că colegii din Ungaria, vorbeam săptămâna trecută cu ei, cam săptămâna asta cu ei, că am fost într-un tur și au găsit soluția. Dacă vreți, guvernul a reușit să facă câteva puncte pe fiecare zonă echipate cu astfel de utilaje care fac un fel de prestări servicii pentru fermierii care își doresc, doresc tratamente în perioadele astea de vegetație. Și atunci, doar printr-un simplu tratament, au reușit să crească producțiile de la o tonă 200 la o tonă 700. Tratamentul costă 10 euro pe hectar. Faceți calculul și vedeți dacă este sau nu este profitabil. Din păcate, ei au găsit soluția, probabil că cineva care are potențial și are posibilitate poate, poate oferi acest suport fermierilor și nu doar faptul că fac tratamente în perioada asta și limitează atât ostrinia cât, cât Helicoverpa, faptul că pot aplica în aceeași perioadă și anumite fungicide care prelungesc perioada de vegetație, care, dacă vreți, duc la o stare de sănătate mult mai bună a plantelor, reușesc și prin... pentru că tratamentul se face în aceeași perioadă, reușesc să crească producția. Vreau să mai comentez un pic la semănat. Știți că întotdeauna... derogările contra neonicotinoidelor, neonicotinoidelor, am zis bine,
vin foarte târziu și tot timpul există un război dintre ăsta fals între furnizorul de sămânță și fermier, dar eu cred că problema este în altă parte. Dacă am luat derogările mult mai devreme și furnizorul de semințe ar comanda substanțele și să ne furnizeze sacii gata tratați, am rezolvat o problemă. Aici eu cred că răspunsul pe care mi l-a dat Agenția Națională Fitosanitară nu mă mulțumește. Eu știu că Ungaria a reușit să obțină derogarea mult mai devreme decât noi și ei au avut sămânță tratată cu insecticid. Anul acesta și domnul doctor inginer Lucian Buzdugan ne-a trimis niște fotografii și ni le-a arătat. Am avut un atac masiv de Tanimecus. Dacă România... Am avut și am făcut două tratamente de corecție și aici. Inclusiv domnul Pavel, că mă uit și-l văd aici, a făcut trei tratamente, dacă nu mă înșel, în vegetație. Cert este că dacă România nu va ține steagul sus, domnule ministru, pe ce înseamnă obținerea și nu derogare, pentru că România are un areal specific în care acest dăunător își are originile, eu cred că putem să uităm de realizările fermierilor pe ce înseamnă producția de porumb. Așadar, vă încurajez să obțineți mult mai devreme derogările, să nu încercăm să ne antagonizăm fermieri, furnizori de semințe, iar acolo unde într-adevăr sunt derapaje în ceea ce înseamnă calitatea semințelor, s-o sancționați ferm, dar asta nu înseamnă că trebuie să creăm o chestiune generală pe ce înseamnă furnizorii de semințe, pentru că fără furnizorii de semințe o să ne întoarcem la producțiile de dinainte, abia acum am reușit să creștem și atunci când o să urcați dumneavoastră pe scenă, vă lansez de pe acum provocarea și vă întreb cum România poate să fie numărul 1 la producția de porumb, să depășească Franța, atâta timp cât 600.000 de hectare de porumb sunt semănate din hambar, fără niciun fel de trasabilitate. Aici Ministerul Agriculturii trebuie să gândească o politică de susținere și a micului fermier. În continuare, cred că și micul fermier și marele fermier au rolul lor în agricultura României și nu trebuie să-i antagonizăm. Și revenind la derogarea cu neonicotinoide, Ministerul Agriculturii și noi fermierii, reprezentanții lor, trebuie să facem tot posibilul să convingem Comisia Europeană că fără acest tratament, în România, putem să uităm de cultura porumbului și a florisoarelui. Vă mulțumesc! Și eu vă mulțumesc. Dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție. Putem să avem, să continuăm discuția și în cort. Da, o întrebare. De ce să vin de la boabe și nu să vin de la kilogram? Este foarte, foarte dificil în momentul în care vii și pui pe piață, nu știu, dintr-un hibrid, probabil că avem 15-20 de loturi. Este... Dacă vreți, aproape imposibil să poți să vinzi la fiecare lot, la fiecare hibrid separat și atunci încercăm să venim cu varianta de a vinde la boabe germinabile. Cred că nu mai există în România companie care vinde la kil decât cea prin fitofarmacie, acolo unde să vând anumiți hibrizi și este pentru fermierul, dacă vreți, de cel care cumpără la kilogram, este fermierul de sub 2 hectare, poate chiar mai mic. Eu sunt în compania asta de vreo 14-15 ani, dar n-am vândut niciodată sămânță la kilogram. Vă spun sincer. Poate înainte de... Poate da. Dar eu am venit în momentul în care Monsanto a făcut schimbul de la hibrizii Durandal, Perceval și alți hibrizi pe care aveam. Am trecut pe DK, pe genetica de calb și... Eu așa am prins, așa am de la DK 440, 4626, 527, ei au fost vânduți tot timpul. Am avut saci adevărat, saci de 50.000 de boabe, am avut saci de 80.000 de boabe, am avut saci de 25.000 de boabe, că am încercat să venim pentru tot tipul de fermier din România, dar vă spun sincer că niciodată nu am vândut la kilogram. Oricum, Neluțu... Știu că ești reprezentantul Academiei, este normal să finanțăm cercetarea românească. Este absolut corect să spun că am încredere în continuare în produsele cercetării din România, în special pe cereale, acolo unde în continuare are o cotă de piață importantă. Îmi exprim regretul că n-a venit nimeni de la Fundulea, cu toate că am trimis invitație.
Și eu cred că... Eu am trimis direct la Fundulea. Eu cred că viitorul cercetării României, chiar dacă pot supăra pe foarte mulți, înseamnă un parteneriat, un parteneriat public-privat în care firmele care sunt dispuse să investească în cercetarea românească, să acorde salarii decente celor din stațiunile de cercetare și din institute, nu cum facem astăzi, cu 2000 de lei vrem să avem performanță, să ne batem cu multinaționale care investesc 700 un miliard de euro pe an în domeniul cercetării. Asta este cu adevărat o politică serioasă pe care România ar trebui să o facă și în cort o să discutăm un pic și de vânzarea terenurilor și de viitoarea politică agricolă comună care ne va privi pe toți și nu avem o strategie în sensul ăsta și eu cred că dacă nu ne vom mișca repede, discutam cu o colegă din Bulgaria, ei deja fac simulări pentru că România va avea președinția rotativă a Consiliului Europei, ne vom trezi din nou că vom primi subvenții după 2020, dragi colegi, după date statistice, nu cum primesc polonezii, ungurii și alți colegi de-ai noștri care au o strategie în negociere. Așadar, vă lansez și provocarea asta de a strânge un pic rândurile, să vă asociați, să vă duceți indiferent de numele federației pe care dumneavoastră vreți, la care vreți să aderați, dar să aderați undeva și să vă susțineți interesul legitim, pentru că întotdeauna statul are așa o reticență în a se dezvolta formele asociative, pentru că venind din partea politică, e normal ca să nu-și dorească niște parteneri puternici de dialog, dar ușor, ușor noi vom crește și faptul că au venit și foarte mulți colegi de la ProAgro, eu le mulțumesc foarte mult și eu cred că indiferent de guvern, suntem prieteni și egali, în egală măsură cu cei care reprezintă statul, pentru că atunci când fac politici bune, îi apreciem, când doar vor să lanseze discursuri demagogice, îi sancționăm. Vă mulțumesc! Urmează o sesiune de discuții, dezbateri, dialoguri deschise și dau cuvântul lui domnul președinte ProAgro Emil Dumitru, fondator, unul dintre fondatorii fermei de familie Dumitru. Fondator este tata. Întotdeauna toți colegii fermieri din zonă îmi spun că eu sunt băiatul secretarul. Nu, eu spun altfel că secretarul este tatăl meu, având în vedere notorietatea. Dar în fine, nu contează asta. Îl invit în scenă pe domnul secretar de stat Dima. Și după domnul Dima, prietenul meu drag și fermierul care astăzi, vremelnic sigur, ocupă o funcție de decizie publică la nivelul județului Călăraș și îi mulțumesc foarte mult pentru efort, Iliuță Vasile rămâne pentru mine un fermier exemplu pentru România și cred foarte mult că poate dezvolta județul Călăraș mai mult ca oricând, pentru că ne are pe noi alături. Îi dau cuvântul domnului Dima, după care prietenului și șefului județului nostru, Iliuță Vasile, căruia îi mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, Emil. Bună ziua, dați-mi voie să vă mulțumesc pentru invitație, să zic și eu la mulți ani sărbătoritelui de astăzi, sărbătoriților de astăzi cu numele de Maria și Maricel și derivatele. Mulțumesc și pentru mine atunci. Da, tot la mulți ani. Mulțumim frumos. Cum am spus, mă bucur să fiu astăzi aici. De asemenea, dați-mi voie să vă transmit salutul călduros și de respect din partea domnului ministru Petre Daia, care astăzi este la Bistrița cu tot la o asemenea manifestare. Și din aceste motive sunt astăzi aici, reprezentând Ministerul Agriculturii. Nu că mi-ar displace, ci din contra, consider că fac și eu parte din această familie, cea cu tema de astăzi, a micilor fermieri, pentru că și eu lucrez undeva la vreo 90 și ceva de hectare, sunt mai mic cu, ca suprafață cu ceea ce face Emil, dar Emil îmi spunea, lasă că și eu cam tot de pe aici am plecat. Așa că, cum se spune, deocamdată aici pe masă, aici pe această suprafață mai înaltă, cât și dumneavoastră suntem cu toții la o adică truditori ai acestui pământ. Știm, în ghilimele spus, cum se mănâncă și cum se plămădește această muncă, cu sudoare, cu eforturi, cu neajunsuri, cu greutăți, cu tot timpul
acel, să zicem, acea așteptare de la, ca Doamne, Doamne, să ne dea timpuri bune pentru a face recolte bune. Plecând mai departe vis-a-vis de Ministerul Agriculturii, ceea ce am făcut noi până în acest moment, cred că primul obiectiv și prima măsură, deja ați văzut-o, am reușit în primul rând să luăm măsurile astfel încât să, ca subvențiile agricole să ajungă la timp la dumneavoastră. Vorbesc în primul rând de campania de primăvară. În acest moment, să știți, și vă asigurăm că am luat toate măsurile ca de la 16 octombrie să intrați de asemenea în posesia avansului de la APIA, care este în cuantum de 70%. Deci, din punctul ăsta de vedere, vă asigurăm cu certitudine că se va întâmpla acest lucru, astfel încât deci puteți să vă faceți o predilecție la ce înseamnă cheltuieli și venituri pentru viitorul apropiat, pentru campania de toamnă. Și de asemenea, în această perioadă vom veni cu un pachet de măsuri legislative, să zicem noi, de relansare, în special a sectorului zootehnic. Emil deja știe o parte dintre ele. Vom veni cu măsuri în special în zona de reproducție, în sectorul avicol, în sectorul suinelor, și de asemenea vom veni cu măsuri de sprijin începând cu anul viitor pentru anumite produse pe care noi le considerăm că sunt în dificultate în acest moment în România. Ați văzut că am început în primăvară cu programul pentru tomate, s-a derulat foarte bine, ciclu 1, urmează în continuare ciclu 2. Zic eu că producătorii pe tomate au fost încurajați de faptul că au primit banii la timp, că am fost serioși, ne-am respectat cuvântul, ceea ce vom face în continuare. De asemenea, am dat drumul la programul lână. Știți ce s-a întâmplat cu acest produs din sectorul ovin până în acest moment? Era aruncat în toate părțile, era dat foc, ajunsese să fie mai ieftin, tot vorbim aici de o sticlă de apă, astfel încât vom veni cu măsuri de sprijinire și acestui produs. De asemenea, am început acest program, să spunem noi, grandios în ceea ce înseamnă irigațiile. Cu tot am fost abordat aici de un mic fermier și m-a întrebat: domnule, ce se întâmplă cu irigațiile în România? Deci știți că noi, Ministerul Agriculturii, avem alocat până în 2020 peste 1 miliard de euro pentru infrastructura principală. Am început din data de 21 august cu primul proiect. Urmează următoarele proiecte, pentru că la acest tip de investiții, după cum știți, trebuie să venim cu proiecte care sunt stufoase, necesită avize, autorizații, practic o perioadă mai lungă până când te apuci de partea practică a lucrului, practic de execuția acestui proiect. Ca să nu mai spunem de faza de achiziție care trebuie să o facem pe SIAP, ca orice achiziție publică, și care durează și care câteodată sau de mai multe ori sunt contestate și așa mai departe, ceea ce practic îngreunează procesul. Urmează, tot mi s-a pus întrebarea: domnule, ce facem cu asigurările în agricultură, pentru că deocamdată suntem în totalitate la mâna asiguratorilor. Sunt anumite componente pe asigurări care știți că nu sunt acoperite. Vom veni și pe acest segment cu o măsură în PNDR pentru a vă sprijini și pe partea de asigurări. Sunt banii care trebuiau, să zic așa, folosiți prin acel deja mult vorbit fond mutual. Îi vom da drumul și la acesta, după care o să avem iarăși o mare
constrângere de rezolvat, o mare problemă și care a devenit acută pentru România, după cum știți, vânzarea terenurilor agricole. Sperăm noi să rezolvăm și această problemă tot în această ultimă parte a anului, astfel încât de la începutul anului viitor să spunem noi așezăm lucrurile cât putem de bine și pe acest domeniu de activitate foarte important, practic solul României, care este un bun național, un bun de producție și de care trebuie să avem grijă atât acum cât și pentru copiii noștri, pentru viitor. Mai departe îmi zicea Emil că o fermă de familie, uitați, poate să ajungă la performanțe, la progres, folosind sămânță certificată de calitate. Da, așa este, sunt de acord. Avem, într-adevăr, furnizori și aici am văzut o firmă renumită cu sămânță și cu o hibrizi de calitate. Practic, producția care este estimată a se obține este oglinda muncilor. Îi știm cu toții, performanțele le au remarcabile, cum la fel de bine știm cu toții că și România are sămânță produsă de stațiunile de cercetări din România, la fel de performantă, adaptată și, într-adevăr, sunt de acord aici cu domnul președinte că au nevoie de mai mult ieșire, de mai multă adaptare, practic, și de a interacționa cu producătorii agricoli. O să întâmple acest lucru, mai ales că eu sunt responsabil pe acest segment al cercetării agricole în România. Vă promit că se va rezolva și această problemă a lor, practic care a plecat de la o nesusținere financiară a Ministerului până acum. O să rezolvăm și această problemă și din momentul în care vom interveni și îi vom sprijini, atunci avem și noi, putem să venim cu solicitări și cu cerințe mai mari din partea lor. Și fac o paranteză aici, am fost săptămâna trecută la Târgu Mureș, unde de asemenea m-am întâlnit cu domnul președinte Emil Dumitru la Festivalul Bălțatei Românești. Și am vizitat stațiunea de cercetări bovine Târgu Mureș și pe sectorul vegetal, dați-mi voie să vă spun că am văzut acolo un lot de experiență în care se făceau comparații la peste 400 de hibrizi de porumb și la 26 de soiuri de soia, rezultate foarte bune. Astfel încât poate ar fi o provocare, că tot cineva a spus, Emile, la anul pune Monsanto, pune poate Pioneer, pune Procera, pune și Fundulea, da? Haideți să vedem, să facem asemenea comparații în toate regiunile țării și atunci, cum se zice, toată lumea să meargă, da, pe același culoar, cu aceeași tehnologie, cu aceeași, da, să zic, aplicare de cantitativă și calitativă de inputuri și după care să ne evaluăm așa cum trebuie și să vedem care și cum. Încă o dată felicit manifestarea de astăzi, efortul producătorului agricol Emil Dumitru, pentru că la o fermă de 170 de hectare, ca să ai puterea să organizezi o asemenea manifestare cu un număr atât de frumos și de important de producători agricoli, nu este puțin. Vorbesc în primul rând din punct de vedere al efortului financiar, dar și al celui uman, că știm cu toții ce înseamnă să organizezi o manifestare de acest gen. Mulțumesc de asemenea și domnului președinte al Consiliului Județean, pentru că
fiind din breasla noastră, știți cum e, nu ne lasă până la urmă meseria, da, oriunde am fi, da, să nu avem acolo în colțul inimii o atracție și pentru acest segment, și județul dumneavoastră este, să zic, din acest punct de vedere, undeva este binecuvântat, da, și având în vedere că și anul agricol, să știți că a fost bun și unele părți chiar foarte bun, cu atât mai mult ne încântă și pe noi, cei din administrație, dar în primul rând vrem să vă încânte și să vă mulțumească pe dumneavoastră ca și producători agricoli. Încă o dată vă mulțumesc, vă urez mult succes și sperăm că, da, din câte am înțeles, vreți să perpetuați această manifestare, să vă urez succes în continuare și la anul rezultate și, eu știu, și gânduri cât mai bune, iar vis-a-vis de strategia Ministerului pentru Viitor, alături de dumneavoastră, și știți că tot timpul v-am cerut opinia și deja și noi am început simulările. Cu drag, toate cele bune, spor la recolte, spor la bani și un început de nou an agricol prosper și benefic. Mulțumesc, domnule secretar de stat. Astăzi, în calitatea mea de fermier, nu pot fi critic. Țin să vă mulțumesc foarte mult. Criticile vi le las pe hârtie când ajungem la București. Astăzi sărbătorim până la urmă o zi a câmpului, o zi a porumbului în parteneria cu Decalb și dau cuvântul președintelui Consiliului Județean, domnul Iliuță Vasile, care atunci când m-a anunțat că a reușit să fie președinte al Consiliului Județean, mi-a creat o bucurie foarte mare și îl rog frumos să ne spună câteva cuvinte. Mulțumesc, Emil. Aici ar trebui să spun să le mulțumesc eu fermierilor din județul Călăraș că au avut încredere într-un fermier și au votat cel care urma să conducă Consiliul Județean. Aici Vlad Macovei a avut viziune și a făcut chiar o revistă și un filmuleț înainte de alegeri. Uite așa, am reușit cu toți. Am reușit cei din județul Călăraș să avem un fermier care să conducă și Consiliul Județean. Eu pentru toate astea mulțumesc tuturor călărășenilor care au avut încredere în mine și astăzi împreună conducem județul Călăraș prin reprezentarea mea ca fermier, ca asociat într-o firmă agricolă și, uite, astăzi președintele Consiliului Județean. Aș vrea și o să spun celor sărbătoriți la mulți ani. Domnule ministru Dima, mulțumim că sunteți prezent aici. E și alți foști miniștri Rădulescu prezenți, foști primari, în funcție celor care astăzi știu problemele fermei de familie, știu problemele fermelor care astăzi le gestionează pe OAT-urile unde sunt primari. Nu pot să spun decât un singur lucru. Ușa Consiliului Județean e deschisă pentru toți fermierii și nu numai fermieri, pentru toți călărășenii care au probleme la Consiliul Județean. Măsuri pe care le-am luat pentru fermieri au fost cele care le-am știut că le pot rezolva Consiliul Județean. Autorizarea construcțiilor din fiecare fermă. E un proiect pe care am spus în 4 ani că sunt președinte al Consiliului Județean, nu voi lăsa nicio fermă să nu aibă autorizație pe fiecare clădire pe care o are în patrimoniul asociației sau societății pe care o conduci. Pentru că nu e corect, fermierul a reușit din aproape în aproape să-și facă construcții agricole, dar nu le-a autorizat și nu e o cheltuială foarte mare. Dar nu putem să lăsăm lucrurile ca cineva să se supere peste câtva timp pe el. Nu ești cu mine politic, te-am amendat 1 miliard. De ce să lăsăm lucrurile să nu funcționeze cu mândrie și cu demnitate și în statul românesc? Uite că se întâmplă la Călăraș, am reușit acest lucru. Alte măsuri, tot ce înseamnă avize, autorizații pentru orice construcție agrozootehnică e dată la termenul cel mai scurt, o zi, două, de la depunerea documentelor. Tot ce înseamnă fonduri europene venite în județul Călăraș, pe tot ce înseamnă infrastructură, sunt unul din oamenii care gândesc că dacă vom realiza infrastructură în statul românesc și industria de prelucrare va veni în statul românesc, nu o să putem să aducem
mari investitori dacă nu vom face infrastructura județului. Sunt aici, gândesc pozitiv, vom realiza, vom sprijini toate proiectele județului pentru binele călărășenilor și ale românilor care cred că putem să facem bine. Emil, ferma de familie își are și ea locul în agricultura noastră călărășeană. Pot să spun aici că ca președintele al unui grup de producători avem multe ferme de familie care trăiesc sub cupola Consorțiului de Extensie și Dezvoltare Rurală. Ele sunt, să spunem, beneficiare într-un context mult mai larg pentru că primesc și ele inputuri și vând producția la un preț mult mai mare pentru că suntem asociați și când vindem pachete mari și producții sau cantități mult mai mari de cereale cu un preț mult mai mare. S-a putut, s-a reușit. Uite că am integrat ferma de familie, dar tu ești un model special și cred că anul ăsta să nu fie numai decât cum arată președintele ProAgro, felicitări pentru mandatul pe care l-ai luat, ai arătat că ești fermier, că reprezinți o asociație profesională în România, că faci dezbateri interesante și aș vrea să spun de unde îl cunosc eu pe Emil Dumitru, că a fost parlamentar. În primele ședințe din Comisia de Agricultură vine o persoană care reprezenta ProAgro, Emil Dumitru, foarte vocal. M-am uitat, am rămas impresionat, critica pe cei de la APIA. Îi critica că măsurile care APIA le ia, controlele pe teren, nu sunt conform normelor europene și regulamentului european. Am rămas surprins, încântat că cineva cunoaște problemele fermierilor și le aduce în Comisia de Agricultură, din Camera Deputaților. Și citește și regulamentul care îl prezenta parlamentarilor. După terminarea acelei comisii, vine la mine și mă salută. Să trăiți, domnul Iliuț. Dar zic eu, să trăiți, domnul Dumitru. Sunt călărășean. Cum ești călărășean? Da, sunt călărășean, sunt vicepreședintele ProAgro. Era în 2014 când m-am cunoscut și în momentul ăla, ia-s vicepreședinte, și în momentul ăla zic... Dacă ești din Călăraș, de unde? Din Chirnoci. Am și o afacere. Din Chiselet. Mă scuzați, din Chiselet și am și o afacere în agricultură. Și așa a început o relație de prietenie și de respect față de cel care reprezintă Asociația Profesională ProAgro, care a reușit în multe dăți, fiind împreună cu autoritățile, să aducă necazurile fermierilor pe masa autorităților și să putem împreună să schimbăm puțin câte puțin de nemulțumirile fermierilor. Mai sunt foarte multe de schimbat, dar nu cred că le putem schimba dintr-o dată. Deci, faptul că Ministerul e prezent și a prezentat viziunea și proiectul pe care îl are pentru agricultori e bine. Înseamnă că împreună putem să reușim. Felicitări, Emil, și cred că e prima ediție. Următoarele vom fi prezenți în continuare. Felicitări, mulțumesc tare, Emil Dumitru. Mulțumesc. Vreau să fac o mențiune, fermierii fac o singură politică, politica agricolă comună. Îl rog totuși pe prietenul meu, Daniel Stanciu, cu care sper să mă împrietenez mai bine în viitor și să modifice pliantul astfel încât să conțină toate datele relevante pentru fermieri, să ne adreseze câteva cuvinte și totodată îi mulțumesc foarte mult lui Gabi Ghiță și Mihailei Vasile. Mihaela Vasile este una din prietenele noastre de suflet care... Ori de câte ori avem nelămuriri pe ce înseamnă biotehnologie, apelăm la Mihaela Vasile și eu vă admir pentru echipa voastră foarte frumoasă. Chiar dacă sunteți multinațională, știu că multiplicați foarte multă sămânță în România și vă felicit. O felicit și pe Cristina Cionga, care mi-este la fel de bună prietenă. Și cred că România curată se poate face cu oameni curați și cred foarte mult în România agricolă a anului 2020, dacă vom ști să promovăm politici agricole inteligente. Vă mulțumesc! Mulțumim, Emil! Așadar, preiau legătura. Mulțumim, Emil! Mulțumim, domnilor și doamnelor! Mulțumim dumneavoastră că ați participat astăzi alături de noi la acest eveniment. Așadar, compania Monsanto are și ea poziția și rolul ei în acest eveniment. Bineînțeles, ca inițiativă, totul pornind de la domnul Emil Dumitru, care a dorit să facem un pariu, da? Și să facă o situație un picuț diferită pentru, să spunem, acest aspect de agribusiness pe care îl avem
la momentul acesta, această imagine pe care dumneavoastră, cei prezenți, dar și cei de acasă care ne urmăresc acum pe internet, poate au despre tot această piață în care ne desfășurăm activitatea. Compania Monsanto vă este bine cunoscută, așadar, cum puteți observa astăzi, suntem alături și de fermierii mici în ferma domnului Dumitru, da? E clar că și fermierii mici pot face performanță, chiar dacă pliantele încă o dată nu au fost greșite, dar dumneavoastră ați forțat și ați vrut să ne demonstrați că puteți face mai mult decât am scris noi acolo. Ne dorim ca toți fermierii, mici, mari, medii, da, să aibă această ambiție să dovedească companiilor că pot face din produse mai mult decât ceea ce promitem noi, să spunem între ghilimele, în materiale pe care vi le oferim cu IZTehnic. Așadar, compania Monsanto, companie pe care dumneavoastră o cunoașteți bine de ani de zile, producem în România, suntem alături de toți fermierii, suntem alături și de fermierii mici, chiar am avut programe în acest an adresate fermierilor mici și foarte mici, da? Dorim să ajutăm pe toată lumea, avem soluții și produse pentru toată lumea, producem în România, da? Putem să ne mândrim și cu acest lucru, avem cea mai modernă stație de cald de procesat sămânță în România, da? Producem peste 2 milioane de unități. Ce înseamnă această cifră? Înseamnă că am putea să oferim sămânță de porumb pentru întreaga suprafață cultivată cu porumb în România. Nu o facem, așadar exportăm și în celelalte țări. Marfa produsă în România, aceeași indici de calitate care se utilizează și în celelalte piețe, exportăm în peste 17 țări sămânța produsă în România, în același timp comercializăm și marfă produsă în alte țări. Bun, deci producem în România, suntem alături de fermierii mici, avem soluții practic pentru toată lumea. Dacă nu ați avut ocazia, să spunem, să cultivați sau ați avut anumite impedimente, pentru că recunoaștem acest lucru, nu tot timpul marfa noastră ajunge și la fermierul cel mai mic, rugămintea e să ne contactați, aveți atâtea canale de comunicare în ziua de astăzi cu noi, dacă doriți să încercați și vedeți bine performanța care se poate obține într-o fermă mică, da, vorbim de peste 10 tone la hectar, cu o densitate mult prea mică, da, dacă vorbim de 52.000 de plante, potențialul clar există, l-am prezentat și îl vom prezenta inclusiv în această toamnă, în evenimentele pe care le vom avea în desfășurare în perioada imediat următoare. Veți vedea producții mai mari, deja la momentul acesta s-a intrat la recoltat porumbul, putem discuta de producții de 13-14 tone în această zonă, județele Ialomița, Călăraș, da, la prima strigare, să spunem, pentru recoltatul porumbului și bineînțeles că ne dorim să vă arătăm chiar mai mult. De ce? Pentru că avem potențial, da? Hibrizii de cald au potențial genetic de producție ridicat. Nu rămâne decât să întâlnească condițiile favorabile în ferma dumneavoastră, tehnologia, da? Pentru a obține o performanță net superioară, poate la ce ați făcut dumneavoastră până acum. Mulțumim mult, Daniel! O rugăm frumos pe Jessica Zamfir, Masterchef 2014, la ediția din 2014 de la ProTV. Bună ziua, bună ziua, bine v-am găsit, mă bucur să mă aflu aici în acest eveniment minunat alături de voi. Vă mulțumesc că m-ați invitat, îmi face mare plăcere să vă fac o demonstrație de gătit, în care o să utilizăm, bineînțeles, porumbul. O să avem nevoie de două persoane să ne ajute puțin să mutăm masa. Cât se pregătește Jessica, aș vrea să întrebăm invitații dacă mai au ceva întrebări sau vor să mai discutăm ceva pe marginea zilei de astăzi. Altfel, o rugăm pe Jessica să înceapă și știu că ne-a pregătit și o surpriză. Suntem plini de surprize astăzi. O să am o nevoie... O să o las pe Jessica. Sigur, dar poți să stai să mă ajut, că întotdeauna avem nevoie de cineva, nu? Eu a zice pe cineva din familia de Dumitru. Da? Mult mai da? Repede, da. Să luăm pe cineva Mulțumim. Din familia Dumitru să vină să mă ajute. Ce ziceți, doamnă? Bineînțeles, și niște plăcinte minunate pe care le-am avut la intrare, făcute de mama domnului Emil Dumitru. Minunate, speciale, mi-a făcut plăcere să se afle pe masa mea de lucru. Oamenii veneau inițial să mă felicite pe mine, după care trimiteam felicitările către mama domnului Emil. Minunate, speciale, cu adevărat speciale. Ce pot să vă spun? Afară s-a pregătit un ceaun cu o tocăniță, să o numim așa, e hawaiană, dar nu o numim hawaiană, este o tocăniță cu porumb, că tot a fost și tot suntem aici la un eveniment dedicat porumbului.
s-a gătit în fața tuturor. Oricine a vrut să fure din rețetă, acolo ar fi găsit toate ingredientele necesare. N-ați fost atenți la rețetă, nu-i nimic. Vă invit, după ce terminăm demonstrația de aici, să mergeți afară și să degustați din câte puțin din ce s-a pregătit afară. Alături de mine este un prieten foarte bun și un bucătar șef din Grecia, se numește Ianis. El a fost coordonatorul preparatului de afară, așa că atunci când doriți, mergeți afară și degustați. Între timp, ce facem noi? Eu o să vă demonstrez cum putem face, mă ajut, te rog, să-mi ții microfonul în timp ce povestesc. Dacă cineva este, o să urmeze un concurs, așa că dacă sunteți interesați să câștigați un concurs cu niște premii drăguțe, zic eu, fiți atenți la ce o să fac aici, da? Apropiați-vă și fiți atenți la ce o să facă, după aia știu eu cine se oferă voluntar, merge pe scenă și reproduce preparatul. Ce ziceți de treaba asta? Iar cel mai aproape de preparatul meu va primi un premiu, zic eu, destul de drăguț. Așa că atenție la mine. Bun. Pregătim așa. Bun. Păi porumb, nu? Că el e principalul ingredient astăzi. Cu cuțitul meu special. El e un porumb fiert la fel, de o doamnă drăguță și scumpă, care ne-a ajutat astăzi cu de toate. Aceeași doamnă cu plăcintele mi l-a fiert. Deci nu l-am fiert eu, adică meritul doamnei în continuare. Eu doar o să vă pregătesc aici o chestie. Bun. Ia uitați, avem aici pregătit porumbul. Niște roșioare din astea drăguțe. Asta nu-i nevoie să tăiem cotorul, da? Știți, roșișerii nu se taie cotorul și sunt unele dintre cele mai gustoase. Bine, și sunt convinsă că prin grădină, în grădina noastră găsim roșii mult mai gustoase decât astea. Și fiecare poate folosi de la el din grădină. Uite, doar așa le dăm un pic de o tăietură așa pe mijloc, după care aranjăm. Nu vă plictisesc, ceva drăguț, interesant, gustos și sănătos. Da, fibrele porumbului ne ajută foarte tare. De fapt, dacă stăm și ne gândim, nu cred că există preparat în care să nu avem nevoie de amidon de porumb, de fibre din porumb. Majoritatea preparatelor și în restaurante e cam ingredientul principal. Pe asta ne bazăm. Bun. Aruncăm așa, un pic așa. Mai luăm și câteva din astea. Bam, atenție! Eu și judecătorul mai dăm... Pum, pum. Bun. Să faceți multe poze, așa știți, ca pentru Instagram. Bun. Toată lumea e atentă la mine? Hai să vedem, da? Avem și o ceapă roșie, păi. Avem noi ceapă roșie? La fel de gustoasă, mai dulceagă, este indicat să folosim ceapă roșie în salate. De ce? Pentru că nu ne deranjează așa cu tăria celei albe. Cea albă e pentru gătit, e mai puternică. Punem și niște castravete. La fel și el tăiat cât mai nu știu cum. Fără să ne complicăm prea tare. Că până la urmă asta e ideea în bucătărie. Nu trebuie să ne complicăm prea tare, iar în momentul când ne lipsește cât un ingredient, să fim ușor de adaptat, da? Adică să înlocuim repede un ingredient, totul înseamnă creativitate. Dacă aveți întrebări despre concursul la care eu am participat și pe care l-am și câștigat, aici sunt. Adică despre ediția a treia MasterChef. De obicei mă prezint așa, eu sunt Jessica Zamfir, câștigător MasterChef 2014 la ProTV. Și dacă aveți ceva întrebări, aici sunt. Avem și ProTV-ul, sigur. Și unul din, chiar cameramanul pe care se află acum în sală, ne știm de la ProTV, a fost unul. Deci dacă vreți să întrebați cum a fost la filmări, puteți să întrebați pe cameramanul de acolo și el vă spune mai multe decât mine. Chiar chestii din spate la care noi nu aveam acces. Bun, punem și ceva ardeiuți. Ce să mai punem? Un pic de ardei roșu, n-ar strica, un pic de ardei roșu. Eu am spălat legumele în prealabil, da, acolo afară, nu mai e nevoie. Sarmale, da, ați întrebat ceva de sarmale? Știm și sarmale, da? A,
Masterchef în sarmale. Da, mai auzit de oameni din ăștia Masterchef în sarmale și în ciorbă de burtă. Da. De acord, de acord, de acord și sunt convinsă că face. Nu putem, nu. De acolo a plecat tradiția, nu? Trebuie să păstrăm și tradiția și tot ce e clasic în bucătărie se păstrează. Vedeți, eu în continuare am adăugat și porumbul fier, da? Peste salata noastră clasică. Acum un artificiu, ceva care este ușor mai diferit. Sunt aceste frunzițe de busuioc. Da, se fac sarmalele, într-adevăr, acele sarmale cu păsat de porumb, da? Cu porumbul dat prin mașină și foarte bun. Păi, inițial, din câte știu și în câte am citit, noi am primit târziu orezul din Orient, da? Și sarmalele originale iar erau cu porumb, da? Erau cu păsat de porumb, așa că ar fi fost o bună idee, numai că mi-ar fi luat mai mult timp decât demonstrația asta pe care o fac eu acum. Bun, ce este mai special la salata asta? Faptul că o să-i punem un pic de portocală, un pic de lămâie și o să rog pe cineva dacă poate să-mi aducă ulei de măsline. De la mine, de acolo, de afară. Niște ulei de măsline. Nu văd pe nimeni. Da, Valeria este. Deci, o să pun puțină lămâie și puțină portocală. Nu foarte multă, că asta e dulce și noi încă nu suntem obișnuiți cu amestecături de gusturi. Da? Un pic de sare de Himalaya și piper. Și parmezan. Sau orice altă brânză, ușor tare și sărată. Nu am nicio problemă. Eu acum am avut parmezan, dar sunt convinsă că dacă vorbeam cu doamna care mi-a fier porumbul, mi-ar fi adus o brânză foarte bună. Și putem să folosim orice altă brânză sărată și mai tare. Știți dumneavoastră la ce mă refer, deci nu-i musai să folosim parmezanul. Asta am avut eu acum și așa m-am gândit eu mai bine. Bun, și acum punem niște slices de parmezan. Pe aici, pe acolo. Un picuț de ulei de măsline sau chiar uleiul de porumb. Ceea ce este foarte sănătos și plin de omega-3. Voilà. Eu zic că sunt ok. Am terminat, asta era la mine. Acum, cineva care a fost atent la ce am făcut, să se ofere voluntar înainte să mă supăr eu și să vă numesc și să vă urc pe scenă. Am nevoie de niște oameni care să pregătească ce am pregătit eu. Unul am deja lângă mine, deci nu-mi fac probleme. Mai am nevoie de încă cel puțin 3 persoane. Haideți! Haideți cu curaj, vă rog! Haideți sus! Hai și tu! Haideți, doamnă, haideți! Haideți, doamna, cu plăcintele, că sigur mă faceți praf. N-aveți curaj? Haideți! Haideți! Bun! Bun, 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 bun! Da, ne prefacem. Vă dau niște șervețele sau poate fac rost de niște... Da? Bun. Păi, o să gust chiar eu, nu? Nu-mi dați voie să gust dumneavoastră să gătiți? Eu acum o să gust din ce... Dumneavoastră puteți gusta din ce am pregătit eu, iar eu gust după aceea din ce pregătiți dumneavoastră. Și declar un câștigător, de acord? Da, cred că ar fi ok să avem niște furculițe. Da? Uitați, aici aveți cuțite mai mici pentru dumneavoastră. Și haideți să mai găsim. Haideți, doamnă. Haideți, doamnă, sus pe scenă. Ce ne jucăm? Hai! Cum? Se poate așa ceva? Hai și tu. Hai și tu, că e loc pentru toată lumea. Haideți. Haideți, doamnă. Eu deja simt o amenințare puternică. Deja știu că... Păi eu ce să mai spun? Eu am spus odată. Ia să vedem, ia să vedem. Mulțumesc! Să facem o zonă aici unde să strângem... Salată chiseleteană sau de fermă? Sau topenița chiseleteană? Da, da, să o numim așa, da? Sigur că da, că e inventat aici. Sau Ana Chiselet, cum o vezi? Da, sigur. Te duc?
Ar trebui să facem rost de aici, de un punct de ceva, ca să pun aici. Ia să vedem. Haideți, doamnă, că vă descurcați. Ia uitați, aici vă dau farfurii. Eu o să cobor și să facem o extragere pe rând. Îl rog întâi pe Victor să facă o extragere de aici, fără să te uiți, și pe urmă pe Edi să citim, să învârtim roata. Hai să citim. Domnul Moldoveanu Constantin, din Vâlcerele Cărăraș. Mulțumim! Acum, norocul legat de premiu pe care îți veți primi va sta în mâinile juniorului Dumitru. Și acum avem așa. Poate fi un sac de semințe de porumb de calb sau 10 litri de Roundup Energy și o sticlă de vin de la Jidvei. Acum te rugăm să învârți roata, să vedem unde se oprește. Preferați Roundup? Indiferent ce este, e aceeași marfă și ne mulțumim cu orice calută, dar nu se cată în gură. Folosiți glifosat? Folosim, da. E bun de ceva? Foarte bun. Mulțumim. Măi, dar se învârte, se învârte. Oprește, mă! Oprește, mă! E glumit, mă! Unde este? Este la Roundup Energy. Deci ați câștigat, de fapt, 20 de litri de Roundup Energy și o sticlă de vin Jidvei. Gabi este aici și vă va mâna. Poftiți! Vă mulțumim și noi că ați participat și vă mai așteptăm la evenimentele noastre. Acum, dumnealui pleacă acasă cu 20 de litri de Roundup și o sticlă de vin. Acum îl invit pe Alex. Hai, Alex, să închidem ochii. Ia-s-o. Domnul Mitea Aurel. Domnul Mitea Aurel, Călăraș. Mulțumim. Mulțumim că ați venit la evenimentul nostru. Mulțumesc. Acum îl lăsăm pe celălalt junior, pe care, uite, nu știu cum îl cheamă. Cristi. Îl lăsăm pe Cristi și norocul acolo este, la Cristi. Cred că are o mână bună, ca și Emil. Folosiți de calb? Folosiți glifosat? Da, folosim. Se învârte, se învârte, nu se joacă. Sunteți câștigătorul unui sac de porumb de calb. Mulțumesc. Și pentru că acum suntem în sezonul de rapiță, de fapt, dar ne referim la porumb, aveți un voucher de calb, sămânță DKC 50-31, pe care îl veți primi în luna martie anul 2018. Colegii mei vor lua legătura. Mulțumim foarte mult și felicitări. Numai un pic. Ăsta l-am dat. Și ăsta l-am dat. Da? Hai. Acum e rândul tău. Amestecă bine, 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 bine. Păi ăla-i foarte bine. Mi-e tare cunoscut domnul, cultivă legume. Este vorba de domnul Vlad Gheorghe.
Hai, stai un pic. Așa scrie. Legumicultori, bineînțeles. Știm că și legumicultorii folosesc glifosat, nu? Îl mai folosim. Acum așteptăm să vedem, ia spune Junior. Ia să vedem. Porumb cultivat? Cu siguranță, dar zahărat. Bun și ăsta. Noi încă mâncăm porumb din ăsta la alt cereal. Păi nu, este tot porumb pentru că nu e la maturitate, dar e cu lapt. Nu e boabă. Vezi, a dat la deplină. Deci avem încă o dată Roundup, Roundup Energy. Gabi? Este la modă glifosatul, e în plină dezbatere la Bruxelles. Felicitări și mulțumim. Mulțumim. Și aveți și dumneavoastră și câștigătorul dinainte are o sticlă. Da? Bun. Fiecare avem câte o sticlă de vin, da? Noi mulțumim frumos. Haideți, încă o dată. Stai așa, hai. Amestecă, amestecă. De la Sece Agroil, Iliuță Marian. Da, pune-o pe, uite așa aici, pe rama. Mulțumim. Iliuță Marian. Agroil. Acum să vedem ce spun copilul. Haide să. De calb. Preferați de calb sau glifosat? Nu contează. Dacă pică pe ce e alb, trebuie să mai dăm încă o dată. Mai așteptăm o dată. Mai încet. E calb la dumneavoastră. Poftim? Calb. Da, e calb. În cazul în care nu o să pice pe una albă, o să rămână pentru oricum. Gata. Nu, 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 gata, nu mai vede, da, deci vede. Este Roundup. Roundup. Este, este Roundup. Și colegul meu, Claudiu Chivu, vă va mâna premiu. Plus o sticlă de vin. Vă mulțumim. Stai, pe Roundup. Da? Uite așa. Cine e la rând? Victoraș, hai. Hai cu curaj, Victor. Ai ceva de spus? Nu. Îți place ce ai de făcut? Da. E responsabil. Da. Mihai Adelina, din Călăraș. Este aici. Este o doamnă, vedeți? Se poate. Agricultura, bineînțeles că se face și de către doamne, și de mame, și de către domn. Mulțumim și felicitări. Acum rămâne în baza juniorului să vedem ce câștigați. Sigur. Sunt toți copiii domnului Dumitru? Cei doi sunt copiii domnului Dumitru și ceilalți doi sunt de aici din sală. Deci astăzi glifosatul a fost pe primul loc, mai exact Roundup Energy. Mai avem un singur bidon.
20 de litri de randa pe care vi-l oferim ca premiu și o sticlă de vin. Vă mulțumim și noi. Numai un pic. Și acum șansele. Mai avem 3 persoane care... Bun. Hai, cine e? Hai, Alex. Amestecă bine, 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 bine. Gata. Domnul Similea Ionel, Independența Căraș. Este aici? Mai este cu noi domnul Similea? Nu? Ok. Mulțumim. Totuși, noi vom păstra premiu, că așa am spus, conform regulamentului, să-i păstrăm premiu pentru bucuria copiilor. O să-i lăsăm să învârtă de roată, doar că premiile care au rămas în vigoare sunt doar saci de porumb de calb și domnul Similea Ionel va primi un voucher de DKC 5031, iar echipa Monsanto de pe zonă rugăm să-i contacteze pe dumnealui în martie 2018. Mă scuzați. Mai avem 2 extrageri, vă rugăm frumos. Hai, hai, hai. Ce să amestec? Nu știu. Duma Sofian, Dună, domnul Dună Sofian. Domnul Dună Sofian, sunteți câștigătorul unui sac de porumb convențional de calb DKC 5031, iar colegii mei de la Monsanto vor lua legătura. Mulțumesc, să rămână. Gabi, elei tu până, da? Da? Deci ăsta o să fie, colegii mei o să vă contacteze, da? În martie. Eu păstrez aici și vinul, bineînțeles. Avem... Uite, ăsta e domnul Tati. S-a uitat, să rămână. Să rămână, mulțumesc. Cum să uitați? Să mai uită. A. Și mai avem încă o ultimă extragere. Rugăminte aici. Vă rugăm pentru că am terminat premiile și nu mai avem un singur sac de porumb de oferit. Domnul Dumitru Ștefan, din Ștefănești. Este aici domnul Dumitru Ștefan? Felicitări! Mulțumesc, mulțumesc! Și voi cultiva și în continuare produsele de la Decalb. Vă mulțumim frumos! Asta este voucherul dumneavoastră care garantează că în luna martie 2018 veți primi un sac de porumb DKC 5031. Și o sticlă de vin. Mulțumesc. Anul ăsta am 49, 43 și 45, 90. Vă mulțumim. Mulțumim frumos. Mulțumim tare mult. Vă mulțumim foarte mult pentru răbdarea avută astăzi de a fi împreună cu noi. Sper că împreună am mai aflat lucruri utile pentru a ne desfășura activitatea și a fi mai eficienți și mai competitivi pe piața europeană. Într-adevăr, ferma de familie este parte din poveste. Și cu toții împreună, ferme mici, medii și mari, lucrăm împreună pentru a fi cât mai profitabil. Vă mulțumim tuturor, vă lăsăm în continuare să serviți masa și să purtați conversații cu cine vă place mai tare sau relații de business. Vă mulțumim foarte mult!